În urmă cu 5 ani, Loredana Latiș avea tot ce își poate dori un om. O familie frumoasă, o afacere de succes și își petrecea vacanțele în toate colțurile lumii. Deși pare o viață perfectă, Loredana și-a dat seama că nu era deloc fericită. Îi lipsea ceva. După multe căutări, a descoperit coachingul, o metodă folosită în multe țări pentru obținerea unor performanțe excepționale, atât în carieră cât și în viața personală. Aflăm cum anume coachingul poate muta munții din loc în minutele următoare. Fiecare dintre noi să spună ce își dorește să obțină în această oră. Așa începe o ședință de coaching, care de obicei durează 4 ore. 4 ore în care participantele își descoperă obiectivele și mai mult își fac un plan concret pentru a le îndeplini. Iar cea care se asigură că doamnele își găsesc adevărata menire este Loredana. Coachingul este practic o călătorie. Este o călătorie spre a ajunge acolo unde ți dorești să fii, să obții rezultatele pe care ți le dorești și cumva presupune această călătorie de la A, unde ești acum, într-o anumită situație din care vrei să ieși, la B, la ceea ce îți dorești tu. 90% dintre clienții Loredanei sunt femei. Programele sunt de două tipuri, individuale și de grup, iar tematica poate fi de trei feluri: relațiile copiilor cu mamele, relația cu partenerul de viață sau cariera. Unele aleg să schimbe jobul, altele aleg să-și înceapă afacerea proprie. De regulă, coaching-ul presupune transformare, așa încât după ce faci sau în timpul unui proces de coaching te transformi foarte mult, într-un timp foarte scurt, și sunt transformări de durată. Practic, creez o nouă fundație. Am ieșit dintr-un business foarte bun, un restaurant care mergea foarte bine și m-am apucat să fac ceea ce îmi place, de fapt, adică parte de consultanță, fiscalitate, audit și mai nou, plecând de la flexibilitate, construiesc și sper că undeva în primăvară va fi și gata un proiect legat de o terapie alternativă pentru copii special, pentru copii cu autism, dar nu numai, copii cu sindrom Down, tetrapareză spastică și paralizie cerebrală. Mihaela este economist, dar a simțit mereu că nu asta își dorește să facă. După două ore în care am zis eu vreau să îmi găsesc drumul în viață, punct, și care e o chestie așa foarte mare, gen pacea în lume, m-a ajutat și am găsit, deci am concretizat din ce în ce mai mult, inclusiv mi-am făcut pași ce am de făcut. Și asta v-am deschis și cabinet și iată-mă pe drumul meu și punând pas după pas. Eu practic doar creez acel context în care fiecare să-și găsească propriile sale soluții. Eu sunt acolo, pur și simplu sunt acolo prezentă. În rest, fiecare își obține propriile sale motivații interioare. Eu nu dau sfaturi, nu dau soluții, nu nici vorbă, doar atâta focalizez atenția spre ceea ce își dorește și în același timp să-și găsească puterea interioară, motivația interioară să facă pașii pe care și dorește. Și se întâmplă miracole. Oamenii sunt extraordinari și pur și simplu în contextul potrivit oamenii pot să descopere lucruri despre ei de care habar n-aveau. Să nu credeți că Loredana a știut din totdeauna ce vrea. A descoperit o mulțime de lucruri despre ea la care nu s-ar fi gândit niciodată. În primul rând, în 2007 a aflat că are cancer de col uterin. Da. Era într-adevăr cancer. Și atunci m-am dus la alți doi medici, trei medici, că am început să dau sfărânțare. Cine mai e ginecolog, cine este bun, unde să mă duc, să cer opinii. Toți mi-au spus același lucru. Pentru siguranță, hai să scoatem tot și uteri și trompe și tot ce înseamnă. N-am vrut, m-am întors la profesorul Brătilă și dânsul foarte drăguț mi-a zis să vă văd că sunteți tânără și probabil că vreți să aveți un copil. Așa încât haideți să mai încercăm ceva. Haideți să scoatem doar colul, vedem ce se întâmplă la interfața col-uter, după care e adevărat că el tot apare, fiindcă celulele canceroase tot sunt acolo. E clar că ele vor apărea, dar măcar aveți timpul să faceți un copil. Au urmat 6 luni de cumpănă. Plângeam foarte mult, nu știam de ce. Toată lumea m-a întrebat ce se întâmplă și familia mea și Cătălin, dar ce ai? Ce poți să fac? Ce-ți lipsește? Ce-ți mai trebuie? Habar n-aveam. Da, și după aceea a urmat perioada în care zic, ok, hai să văd de fapt ce-i cu mine, ce mi se întâmplă, cine sunt, care-i treaba cu fericirea, care-i treaba cu starea de bine, de ce mă simt bine atunci când mi-au o mașină, după care mă ține o lună și s-a terminat, ce mi se întâmplă de fapt. Și așa a început călătoria mea, practic călătoria mea în interiorul meu.
Călătoria mea a mă descoperit. Călătoria a început cu programe de dezvoltare personală. Așa a ajuns să participe la un curs de coaching și a dat seama repede că asta vrea să facă, să-i ajute și pe alții să se redescopere, pentru că ea își clarificase obiectivele nu doar pe plan profesional, ci și în relația cu soțul său, care începuse să scârție. Nu prea eram pe acea lungime de undă căpoși, amândoi. Și eu, și ea, și asta îngreuna oarecum comunicarea. Când am învățat să ne ascultăm unul pe celălalt, totul a mers strună și merge strună. Sunt necesare foarte puține cuvinte. Te înțelegi, ajungi, noi am ajuns la un nivel, ne înțelegi din priviri. Cancerul n-a mai apărut, deși medicii au avertizat-o că nu va scăpa de histerectomie. De atunci au trecut 5 ani și Loredana este sănătoasă și mereu cu zâmbetul pe buze. Săptămânal merge la Institutul Fundeni, unde face ședințe de coaching cu bolnavi de leucemie. Uitați-vă în ochii celuilalt și alegeți un A și un B. Cineva din echipă să fie A și celălalt să fie B. Tot ce avem de făcut este ca A să-i povestească lui B o experiență din viața sa în care s-a simțit foarte bine. Costin luptă de 5 ani cu această boală, iar ședințele de coaching îi dau putere să meargă mai departe. Deci cumva e foarte important să lupți. Da, și boală se trece orice, că dacă ai optimism, crește pe orice. Mie mi s-a spus că optimismul pe care îl are un om face parte din jumătate din tratament. Mă simt mai ușurat, mult mai ușurat față de cum am stat, pentru că când stai cu un om de vorbă și simți sinceritatea, te mai ușurează și îți mai dă o nouă, poți să începi o nouă viață. Deci îți mai dă speranțe să poți să lupți în continuare. Au fost unele întruniri în care ne-am jucat, am râs, am glumit, am bătut din palme. Fiecare își deschid sufletul și asta contează, că decât să stea încrâncenat, așa își deschid sufletul, aude că și celălalt a avut o problemă și cum a trecut prin ea și cum să ne mobilizăm mai departe, să depășim momentele grele. Bolnavii care sunt optimiști, care gândesc pozitiv, totdeauna sunt mai bine decât cei care sunt încruntați, sunt nehotărâți uneori, sunt refractari. Intră în acea remisiune pe care noi o așteptăm de la fiecare bolnav în parte după ce îi facem tratamentul. Remisiunea aia durează mai mult uneori, îi dă lui o speranță că va fi mai bine data viitoare când va veni la internare, față de cel care nu crede și care spune iar mă duc la internare, iar îmi va fi rău, iar o să fac așa, iar o să se întâmple așa. Rolul meu este doar acela de a crea contextul, de a crea acel cadru în care ei să se poată exprima. Eu tot ce fac este doar să pun câteodată lumina pe o chestie care funcționează în viața lor și pot să-și găsească resurse acolo să meargă mai departe. Atâta este rolul meu. Eu, practic, vorbesc foarte puțin. În schimb, îi încurajez pe ei să se exprime. Și Loredana este la rândul ei încurajată. Ea merge la ședințe de coaching și are obiective clare pe care este sigură că le va îndeplini. Îmi doresc foarte mult în primăvară să obțin certificarea PCC de la ICF din state. Este organismul care certifică toți coachii din lume. În România există un singur PCC și eu voi fi primul master, în mod sigur, în 2 ani. Primul master coach. De altfel, acasă are un panou pe care își notează toate țelurile. Acestea sunt scopurile mele. Până în 2023 să ajung să întâlnesc 1 milion de oameni și să am impact în viața lor pozitiv. De asemenea, viitorul președinte al României, am o mare, mare speranță și încredere că va fi o persoană care ori el sau ea, poate va fi o femeie, cine știe, a beneficiat de un proces de coaching cu mine. Loredana Latiș are visuri mari, dar nu imposibil de realizat, pentru că știe că orice este posibil atunci când îți dorești cu adevărat.